Zelăonii curioși de oferta noului magazin Lidl au așteptat azi dimineață deschiderea. Majoritatea s-au declarat însă dezamăgiți. Nu m-am orientat după prețuri. Cam mari față de Kaufland. Aproape ca dincolo la Kaufland. Și produsele marcă proprie? Nu am avut timp să mă uit, că lumea e mult, altă dată, o să mai revin. Eu cred că cam peste tot. Ies aceleași prețurile. Nu-i diferență mare. Ne înțelegem noi cum să dăm prețurile. Patronii unul cu altul. Ca și la caplă, poate și mai scumpe. Și ce anume o să alegeți acum? Aveți unicarm, aveți Kaufland. Kaufland. Kaufland? Ulei, zahăr, vrea să ia lumea orez mai ieftin. E prima zi la prețul ca la Kaufland. Lumea așteaptă să se... Toată lumea vine cu căruțul gol. Dar noi... Dar pe aia luat ulei, că 52.900, atâta ca și dincolo. Acum a fost prima zi, am fost curios și am venit. Kaufland dincolo. Ce o să alegeți acum? Unicarm, Kaufland? Cred că toate sunt la fel. Câți clienți ați avut în magazin până la această oră? În jur de 200. Ceva promoții oferiți astăzi clienților? Da, avem promoții la mezeluri, la dulciuri, la cosmetice, la majoritatea produselor avem promoții, inclusiv la non-food. Care au fost reacțiile primilor clienți ieșiți din magazin? Încă n-am reușit să vorbesc cu niciun client ieșit din magazin. Toți au rămas încă în magazin, le place.